studenților, academicianul Ciubarian pleca direct ori la șeful administrației prezidențiale, la Kremlin, unde îi spunea ce s-a discutat. Într-o zi a fost primit chiar de Putin, ca să știe care e cursul discuțiilor. Și în aparență era o chestiune periferică, cu totul laterală, rămâne o problemă a istoricilor, a istoriei, dar de fapt atenția era deosebită. Îl rog pe domnul profesor Scurtu, autorul acestei lucrări, care are merite deosebite în a aduce în discuția noastră prin atmosfera din comisie, lucruri pe care opinia publică nu le cunoaște, progresele pe care le-a făcut comisia și alte lucruri legate de problema tezaurului, a României și al Băncii Naționale. Profesor Ioan Scurtu. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc în primul rând pentru această foarte largă participare. Încep totuși prin a mulțumi editurii enciclopedice, domnului director Marcel Popa, care nu numai că a acceptat să publice această lucrare, dar s-a oferit să fie și redactor la carte și cei care au lucrat cu domnul Marcel Popa știu că este un om extrem de exigent și foarte calificat. Așa încât sper că a ieșit o lucrare bună. O lucrare, așa cum am spus, nu de istorie în sensul propriu al cuvântului, ci una în care am evocat activitatea acestei comisii, având eu o datorie de conștiință față de mine, față de cei care m-au numit în această calitate, față, poate că prea mult spus, dar așa am simțit și simt eu, poporul român. Sigur, mulți de dumneavoastră puteți să vă întrebați, dar de ce Scurtul, copreședinte în această comisie despre tezaur, în vreme ce tezaurul nu era preocuparea lui de bază. Ne ocupam cu viața politică, cu istoria mentalităților, cu viața cotidiană. A fost o conjunctură. Domnul prim-ministru Năstase, de față, știe exact cum s-au petrecut lucrurile. Partea rusă l-a nominalizat ca președinte în partea rusă, știți, co-președinte al Comisiei Comune, pe profesorul universitar, director al Institutului de Istorie Universală, Academiei de Științe a Rusiei, membru al Academiei de Științe, deci a Federației Ruse. Și atunci s-a considerat că omologul dânsului aș putea să fiu eu, care eram profesor de universitate, eram directorul Institutului de Istorie de Bălaie în Academiei Române, eram membru al Academiei Oamenilor de Știință, nu a Academiei Române. Aici a fost o confuzie. În prima adresă se zicea că se propune numirea domnului academician. Dar ce nu se facă această precizare, pentru că nu vreau să mi se atribuie titlul pe care nu le-am pus. Sigur, împreună cu doamna Marinescu, pe care nu o cunoșteam în momentul în care am aflat că dânsa va fi secretara comisiei, am procedat la alcătuirea acestei comisii, a Părții Române a Comisiei, și am avut mare satisfacție ca niciunul dintre cei pe care am solicitat să nu mă fie refuzat. Vreau și eu să aduc un omagiu doamnei Victoria Gavrilescu, care a fost sufletul în acestei comisii, care a fost de departe persoana cea mai calificată, cea mai stăruitoare, și care a insuflat, să zic așa, comisiei, această credință că noi vom reuși.
produce acum tezaurul în România, vom face pași semnificative în această, direcție. Sunt bucuros că domnul ministru Celac, cu experiența domniei sale, diplomatică și nu numai, a formulat aici o idee pe care o susțin cu totul, că această chestiune a tezaurului românesc nu trebuie abandonată. Indiferent cât ar fi să dureze, chiar dacă ar fi să stea în frigider sau în congelator, ca să folosesc expresia lui prim-ministru Adrian Năstase, nu avem voie. Acum, vreau să vă dau un amănunt. Când s-a cărit regulamentul Comisiei, proiectul, noi l-am cărit, partea română, doamna Gavrilescu a avut rolul decisiv, dar și alți experți din cadrul Ministerului de Externe, domnul Preda, în deosebit, domnul Preda, ambasador, exista oarece îngrijorare că, având în vedere formularea din scrisoarea semnată de cei doi miniștri de externe, partea rusă va căuta să ne împrăște în toate subiectele aflate în suspensie relațiile româno-ruse și nu vom putea să ne concentrăm pe problema care ne interesa pe noi foarte mult. Am avut satisfacția că la prima întâlnire cu domnul Ciubarian, pe care cunoșteam că la mai multe congrese, întâlniri internaționale, când s-au fost și președintele Comisiei Ruse pe problema manualelor școlare, pe problemele privind temele de istorie abordate pe mine Academiei, comisii de care am făcut și o parte în partea României. Deci, când m-am întâlnit cu domnul Ciubarian la Moscova, eram, să zic așa, cunoștințe, și după obișnuită la întrebări, cum ați călătorit, cum v-ați cazat, ce problema a existat, eu am spus că vrem să discutăm proiectul de regulament și că noi susținem că din problemele care sunt suspensie în relația româno-rusă, să abordăm problema tezaurului. Și dânsul a folosit cuvântul canește, desigur. Mi s-a luat o piatră de pe inimă, ca să exprim așa. Și din acel moment, și inclusiv în document, am scris Comisia pentru tezaurul. Deci nu mai era denumirea aceea lungă din declarația semnată de cei doi miniștri, ci era exact Comisia pentru sigur că cine vrea să cunoască activitatea acestei comisii poate să citească lucrarea și eu nu am de gând să dezvolt aici. Ceea ce vreau să spun totuși că această comisie a făcut niște pași. Dacă până în 2004, problema tezaurului lipsea din dialogul, din problematica relațiilor româno-ruse, ea a intrat pe ordinea de zi. Domnul ministru Celac are perfectă dreptate că în septembrie 1965 a fost o hotărâre a biroului politic al lui Ceaușescu să se ridice problema tezaurului și, sigur, cel mai bun vorbitor și economist, de asemenea, fiind Alexandru Bărlădeanu, el a redat cel mai mult, dar în discuții a intervenit și Ceaușescu, a intervenit și Maură, care la intervenția editată a lui Brejnev și a lui Kosygin, Maurer a spus, nu rezolvăm acum problema. Ea rămâne o problemă a viitorului, dar este o problemă. Și noi considerăm în acest moment că este o problemă. După aceea, sigur,
succesorii, inclusiv marele democrat Gorbaciov, spus că nu cunoaște problema. Nu auzi de ea, o să se intereseze, o să vadă ceva. Și totuși, până la urmă, s-a acceptat ideea de a se constitui o comisie care să studieze această problemă și această comisie, oficial, prin documente, s-a numit și se numește Comisia pentru Dezvoltare. A doua chestiune pe care vreau să o subliniez ca un rezultat al muncii care s-a desfășurat, este că s-a acceptat ideea că valorile românești, tezaurul românesc, a fost predat părții ruse prin documente cu valoare de tratat. Mi-aduc aminte că doamna Victoria Gavrilescu a predat timp de 45 de minute în favoarea acestei idei. Și că domnul Ciubarian a spus: doamna Gavrilescu, ne-ați lămurit. A fost predat pe baza unor documente cu valoare de tezaur, cu valoare de tratat. Și am scris în document că au fost predate aceste elemente, aceste părți ale tezaurului, aceste tezaure, pe baza de tratat. Era foarte important pentru că în discuțiile anterioare pe care le-am avut pe mine Academiei sau Ministerului Învățământului, și aceste chestiuni s-au ridicat și comisia noastră, se zicea că au fost un acord între două bănci, banca rusă a dispărut, noi nu cunoaștem problema, acum o să stăm noi să vedem ce s-a întâmplat cu banca cu care România a semnat predarea de zahăr. Ori, în documentul pe care noi l-am semnat, spune foarte limpede că acestea s-au predat în față de zahăr. Acum vreau să fac o mică precizare. Suntem sigur la Banca Națională a României și este firesc să punem accentul pe tezaurul băncii naționale. Dar eu în cartea am stăluit asupra ideei că tezaurul înseamnă cu mult mai mult. Nu înseamnă doar cele 93 de tone de aur, care așa cum a spus domnul Comunescu, nu înseamnă doar 23 de tone și echivalentul nu știu câți dolari și așa mai departe. Doar 2 tone și jumătate sau 3 erau lingouri de aur. Restul erau monede de diferite proveniențe, de la antichitate și până în actualitate, care aveau valoarea lor numismatică, cu mult mai mare decât valoarea lor aur. Așa încât ceea ce fantezează, sau cum să zic unii, că încărcăm într-un avion 93 de tone, le ducem, cum zicea domnul respectiv, al călătorului, nu vreau să mai pronunț, că zicea că chiar le-a transportat în Elveția, sunt deja într-o bancă, iată, președintele nu vrea să semneze, primul ministru nu vrea să semneze, guvernatorul Băncii Naționale nu vrea să semneze de pregoare și ultima speranță era eu. Aveam deja loc rezervat la avion, aveam hotel de 5 stele, puteam să rămân în continuare după ce semnam de primire. Sigur, acestea erau fantasmagorii, pe care eu a trebuit să le înghit, să le accept, să port discuții cu asemenea ei. La un moment dat, așa, nemai putut suporta, spus, doamne, că veneam cu actul original, zise, da, toată futura dosare, cu ștampile, cu antecul, cu tare, spus, doamne, dumneavoastră, până la urmă, o să faci actul de naștere lui Iisus Hristos. Dar nu mă interesează lucrurile astea. Eu știu că există o structură convenită în linie de stat și eu cu această comisie lucrez. Și este un mare semn de întrebare, nu vreau să dezvolt, dar este un mare semn de întrebare cu o foarte mare parte, nu o părticică, cea mai mare parte a presei românești a desfășurat o campanie împotriva acestei comisii. Prelumând ideea că printr-o firmă particulară se poate prelua și că noi nu vrem să primim și s-a ajuns până ca și Japonia și Statele Unite și Olanda și Germania să alerteze cum de românii ăștia sunt atât de încuiați și nu vor să primească tezaurul.
Ba chiar să zicea că statul român a fost dat în judecată la Haga, că nu vrea să-și primească tezaurul. Și ziariștii noștri credeau. Ziariștii noștri au difuzat asemenea idei. Și televiziunea a difuzat. Și unii oameni politici au căzut în această plasă. Domnul prim-ministru nu a fost să dezvolte aici ideea cu persoane care, în momentul dat, făceau parte dintr-un guvern. Au trecut de partea cealaltă, în opoziție, criticau guvernul de care au făcut parte și față de care aveau responsabilitatea tezaurului însuși. Deci nu mai erau ei aceia. Erau alții vinovați așa. Și presa primă și dezvolta. De aceea spun că e o chestiune care trebuie să ne aibă în vedere. O altă chestiune este aceea că, totuși, în această perioadă și în timpul lucrărilor acestei comisii, problema tezaurului a devenit public, da? Adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Acum vreau să vă spun un lucru. Domnul Ciuvalian nu mi-a răspuns la scrisori din 2006 până în 2012. Și dintr-o dată mă trezesc cu un telefon de la ambasada Federației Ruse că a venit o scrisoare de la domnul Ciuvalian. Și eu am spus, domnule, acum am venit din oraș, stau în grupul taberei, nu pot să mă întorc acum. Mâine, mâine, vedem cum. Nu, zice, veniți să vă aducem noi, unde să vă aducem? Și m-am întâlnit cu secretarul ambasadei Federației Ruse în stație, în drumul taberii. De ce atât unde ajunseseră, de unde nu răspundeau la scrisori, au fost 12 rânduri de scrisori la care nu s-a răspuns. Acum era așa o grabă încât devenisem eu un personaj important cu care să mă întâlnesc în stație, în trolebus. Așa încât, și aceasta pentru să discutarea adunarea parlamentară a Consiliului Europei. După ce la adunarea parlamentară a Consiliului Europei lucrurile s-au lămurit în sensul că s-au lăvărțat așa, iarăși s-a așteptat liniștea. Oricum, conștiința mea este păcată, eu s-o potesc că mi-am făcut datoria și am zis că e cazul așa, alții să trăia și să muncească. Dar ideea de bază pe care vreau să o subliniez este aceea că chestiunea tezaurului nu depinde de această comisie de 9 oameni și, sigur, un număr de experți. Că cred că noi ar trebui, românii, guvernele, președinția, partidele, societatea civilă, să propună ca obiectiv fundamental obținerea tezaurului românesc. Eu aș vrea să văd acele instituții care au și acum părți din tezaurul lor acționând. Aș vrea să văd Academia Română manifestându-se și nu ascunzându-se să nu cumva să se discute așa ceva. Eu am mai dat în carte un episod în legătură cu atitudinea Academiei Române față de această comisie. Aș vrea să văd Patriarhia Română, pentru că au fost atâtea și sunt uriașe valori pe care înalții noștri prelați se dezinteresează. Ori asta este o chestiune care să fie lăsată așa, fără niciun fel de preocupare. Aș vrea să cred că și Arhivele Naționale ale României ar avea obligații. Eu am semnat în 1992 acordul de Arhivele Naționale ale României și Arhivele de Federația Rusă, în care am inclus un articol privind restituirea arhivelor. Dar, sigur, după ce am plecat eu, s-a așteptat liniștea. Nu trebuie să ne batem capul, nu trebuie să supărăm, nu trebuie să agităm. Dar este o obligație. Mi-am notat aici cecul. Cecul are valori extraordinare la Moscova. N-am auzit niciodată pe cineva de la cec ridicând această chestiune. Vorbesc de perioada când am fost eu și până atunci. Apoi, sunt bănci particulare care au depus acolo. Sunt persoane care au depus acolo. Este relatarea lui Iheduca. Trenul trebuia să plece spre Moscova și încă venea cu baloate persoane să aducă, să pună acolo ca să aibă, să o termină zborul, să prezintă toată plenitudinea
bogăților. Regina Maria însăși, a fost până și cercei din urechi și a pus și a fost transportați la Moscova. Aș fi vrut ca membrii casei regale să solicite, nu doar castelul Bran, ci nu doar proprietățile zise ale domeniilor regale, pentru că acelea nu sunt proprietățile monarhiei, acelea sunt ale statului român, că s-au creat domeniile comune, monarhia, regele prelua uzufructul de pe acestea. Dar nu, la noi nu se ține seama de nimica. La noi se cere de-a vama și se dă. Dar de ce nu se cer? Deci o terire în cine Maria. Ar fi un lucru foarte firesc. Avem societăți din numismatică, nu știu câte. Nu și-a făcut niciuna ca obiectiv să obțină. Avem societatea civilă, foarte activă, nu lucruri de nimic. Dar, când e vorba de o chestiune de acest nivel, nu se manifestă. Cade și apradă propagandă pe care o duc unde și astăzi, și societate particulară care aduce prin infecție și care nu știu ce, și suntem noi niște încuiați că nu o facem. De aceea cred că una dintre concluziile de bază care se poate desprinde din experiența acestei comisii este necesitatea de a se crea o stare de spirit în rândul poporului român și îndeosebirea celor care au responsabilitate în vederea restituirii acestei amintiri naționale. Ea nu este a cuiva anume, ea este a poporului român. Nu se poate renunța la ea. Și are perfectă dreptate guvernatorul Mugurii Sărescu când a spus că este un jurământ pe care și-l transmit de la un guvernator la altul să lupte pentru restituirea acestui tezaur. Aici nu se pune problema că se obține nu știu câte sute de mii de tone de petrol sau miliarde de metri cubi de gaz metan. Aici se pune problema restituirii valorilor naționale, a patrimoniului național român. Așa că dacă scriind această carte, voi putea să trezesc câtuși de cât interesul și dorința de recuperare acestor valori, înseamnă că eu m-am îndeplinit datoria, împreună cu membrii comisiei, cărora le mulțumesc și vă mulțumesc dumneavoastră.